Ai simțit vreodată că ai un nod în gât sau poate un gol în stomac? Vrei să știi mai multe despre cum îți poți identifica în corp aceste emoții și cum să le dai spațiu? Sunt Daniela Găvânescu, consilier de dezvoltare personală. Am urmat cursul de formare a lui Gabor Mate și Sada Ramkaur, iar astăzi sunt aici pentru a-ți vorbi despre Soma Wise, cartea scrisă de Luc Snievski și lansată de editura Herald în România. În cele 9 capitole poți învăța cum să te conectezi cu corpul tău aplicând diverse exerciții și metode scrise pe înțelesul tuturor. Atunci când nu suntem conectați la corpul nostru, pot apărea mai multe consecințe negative, cum ar fi stres, diverse afecțiuni, dependențe, inautenticitate, probleme în relație și inclusiv simptome fizice. În Soma Wise avem 5 principii, mai exact hrana adevărată, mișcare, odihnă și relaxare, procesul de învățare pe durata vieții, comunitate și, bineînțeles, iubire. Așa cum sunt ele descrise în carte, ne pot ușura și chiar schimba viața în bine. Nu există o rețetă a succesului pe care să o urmăm, tocmai despre asta este vorba în Soma Wise. Ideea de a-ți cunoaște corpul și a ști ce funcționează cel mai bine pentru tine. Spre exemplu, dacă luăm principiul de hrană adevărată și eu, fiind conectată în corpul meu, realizez că am nevoie de o pauză de la proteina animală și atunci voi trece pe o dietă pe bază de fructe și legume pentru o perioadă, nu înseamnă că și pentru tine va fi neapărat ceva benefic. Același lucru îl putem spune despre mișcare. Pentru mine poate funcționează să alerg în parc, iar pentru altcineva să meargă la sală, să facă exerciții cu greutăți. În același context putem să vorbim de relaxare și odihnă. Un alt principiu din Soma Wise, mai exact, pentru mine relaxarea ar însemna să stau pe iarbă în pădure și să mă conectez cu natura, iar pentru alți oameni poate să fie simplu fapt că sunt la volan, conduc și ascultă muzică. Sper că tot ce am împărtășit aici cu voi să se așeze așa cum trebuie, iar cartea să fie o adevărată inspirație pentru începutul unui proces de vindecare și regăsirea pentru fiecare dintre voi. Vă mulțumesc!